Fierbe Giuleștiul înainte de primul derby al toamnei. La peste 40 de grade, sute de rapidiști au stat la coadă pentru bilete la Rapid Dinamo. Dinamoviștii vor primi 600 de bilete la derbiul din Giulești. Rapidul a pus în vânzare 8.000 de bilete pentru derbiul cu Dinamo. Restul sunt rezervate pentru abonați și pentru dinamoviști. Unii fani au stat mai bine de 5 ore la coadă să prindă un bilet. 30 de lei costă cel mai ieftin. De la ce oră stați la coadă? De la ora 10:30. Am înnebunit. Cu meteoriți stau aici. Pentru Rapid. V-ați dat cu cremă de protecție solară? Nu ne-am luat nimic, că nu ne-am gândit că o să stăm atât de mult. La 41 de grade, Rapid le-a oferit apă fanilor care au stat la coadă în Giulești. El nu e câine până la mate, el e rapidist din familie. Mi-am dat 2 litri și lui câine 1 litru să-i punem. Cum vă feriți de canicul? Ia uitați.